Și îmi doresc, Doamne, că voi sfârși în viața aceasta. Și sfârșitul meu să fie bun. Ascultă-mi rugăciunea. Doamne, stăm înaintea Ta. Recunoscând încoate că Tu e singur Dumnezeu adevărat. Mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos care a venit să aducă mântuirea. Mulțumesc pentru toți frații surorile mele din locul acesta, care sunt în beneficiarea acestei măreți mântuiri. Mulțumim pentru ziua în care ai venit în viața noastră, ne-ai iertat păcatele, ne-ai născut din Dumnezeu, ne-ai scris numele în cartea vieții și trăiește în noi. Doamne, pentru toți cei care merg pe calea Ta cu bucurie, cu entuziasm, Doamne, păstrează-ne în harul Tău. Dacă sunt unii care au obosit pe care, Doamne, dă-ne energia Ta, dă-ne puterea Duhului Sfânt. Și ajută-ne să nu ne oprim de pe calea aceasta. Dacă sunt unii care au căzut de pe cale, Doamne, caută-i acolo unde sunt. Și adu-i înapoi, Te rog. Mulțumim și pentru cei care dimineața aceasta sunt aici. Prieteni, musafiri, poate copii de-a fraților, care sunt aici pentru că Te caută. Mulțumim că ești în adunare prin Duhul Sfânt. În numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl nostru în cerul, te rugăm să te lași găsit de ei în viața aceasta. Cercetează inima lor. Dacă inima de piatră, transformă într-o inimă de carne. Dacă e întuneric, te rugăm să aduci lumina Ta de Dumnezeu. Poate au venit oameni legați în patim și în vicii. Doamne, rupe orice legătură a păcatului din viața lor. Poate veni oameni cu concepții greșite despre pocăință, despre a trăi cu Dumnezeu. Doamne, schimbă-le gândirea în dimineața aceasta. Și, Doamne, dacă au fost oameni care Te-au rugat să vină în viața lor, să fii Domnul și Mântuitorul vieții lor, ascultă rugăciunea. Și când vom pleca de aici, vrem să plecăm plini de Dumnezeu. Vrem să trăim în lumea aceasta, dar împreună cu Dumnezeu. Și am vrea să așez noi adânc acea nădejde, că atunci când vom pleca de aici, noi știm că ne ducem la Dumnezeu, că Dumnezeu ne va primi și pe noi în împărăția Lui. Lasă harul mântuirii peste adunare. Recunoaștem că mântuirea nu este lucrarea omului, ci este lucrarea lui Dumnezeu. Doamne, fă-ți lucrarea. Amin. Pentru gloria numelui Tău și pentru bucuria și binecuvântarea noastră. Ascultă-ne. Rămânem cu capete plecate și cu ochii închiși. Dacă ești în dimineața aceasta aici și te-a rugat împreună cu mine această rugăciune, făcându-L pe Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul vieții personale și dorind ca, începând de azi, să încep să trăiești cu Dumnezeu. Aș vrea să te rog să mă las să știu lucrul acesta, pentru că aș vrea să binecuvântez numele lui Dumnezeu cu dorința care o ai. Și modul în care aș vrea să te rog să mă las să știu este printr-o mână ridicată, doar câteva momente, dacă te-ai rugat împreună cu mine. Ridică-mă o perioadă unde de mână, să văd dorința care o ai. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vezi să fie Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dar Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva care s-a rugat această rugăciune, nu te rușina. Ridică-mă în sus, doar câteva momente, lăsați-mă de jos ce care ați plecat. Dacă mai este cineva, Dumnezeu nu te obligă. Dar Dumnezeu te așteaptă. Oare de câte vreme, dar Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine. De câte vreme te așteaptă Dumnezeu. Ai vrea să vii la El. Dacă mai este cineva care îi spune, Domnule, Doamne, aici sunt și eu. Ai milă și de viața mea și de dimineața aceasta vreau să trăiești în mine. Vreau să fii Dumnezeul vieții mele. Cum tu ești? Doar pentru că de un moment, ridică mâna sus, spune, aici sunt și eu, Doamne. Lasă-mă să vă rog acesta, să vă rog cu Doamne, Dumnezeu. Dacă mai este cineva. Este ultima chemare la Dumnezeu în viața aceasta. Dacă mai este cineva care nu a ridicat mâna, iar această ultimă chemare ar vrea să-și dorească viața lui Dumnezeu, să-L accepte pe Hristos cu adevărat ca Domn și Mântuitor și să trăiască din dimineața aceasta cu Dumnezeu în fiecare zi. Acum unde ești? Ridică mâna doar câteva momente, spune aici sunt și eu. Dar Dumnezeu să binecuvânteze și pe noastră, Doamne. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai este cineva. Dacă mai este cineva. Doamne, deși știm că ești atât de aproape să revii, mulțumim că încă nu închizi cerul, celălalt harul mântuirii peste omenire.
Doamne, să te rugăm să iei toate mâinile care s-au îndreptat spre tine în mână. Și dincolo de emoție, momentului de cercetare, de a sta în prezența lui Dumnezeu, de a ne întâlni cu Dumnezeu, deciziile acestea te rugăm să le pregătești cu puterea Duhului Sfânt. Mă rog să fie un început real pentru fiecare dintre ei, la trăi cu Dumnezeu. Și finalitatea acestui drum pe care pornesc, pentru ei și pentru noi, te rugăm într-o zi să fie Împărăția lui Dumnezeu. Continua să blindez biserica aceasta, orașul acesta, țara noastră. Doamne, am vrea ca Împărăția Ta să fie această țară noastră. Am vrea ca mai mulți genunchi să plece înainte de la și mai multe limbi să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu, că Iisus Hristos este Domnul. Ne închinăm înaintea Ta și te binecuvântăm, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus și în puterea Duhului Sfânt. Amin.